Primăriatul a realizat și astăzi o nouă campanie de donare de sânge pentru victimele exploziei de la Crevedia. Care este mesajul? Mesajul este să vină să doneze. Suntem profund impresionați că la această oră, la ora 8:30, deja avem peste 50 de persoane din comunitatea turdeană. Este un act extraordinar care vine în sprijinul tuturor celor care au nevoie în astfel de momente și îi rugăm astăzi să vină să doneze. Aceste campanii se repete la noi. Deja a doua campanie anul acesta, a fost o campanie în luna aprilie și va fi una în luna noiembrie. De fiecare dată avem peste 100 de donatori, cantitățile sunt impresionate, peste 38 de litri de sânge, deci comunitatea turdeană vine și donează. Vă rog să veniți să donați astăzi. De câte am văzut, sunt mulți oameni din comunitate, nu neapărat reprezentanți ai instituțiilor publice. Da, astăzi sunt foarte mulți oameni din comunitate, ceea ce ne bucură înseamnă că la Turda deja oamenii înțeleg că a face bine și a se implica în toate activitățile comunității noastre este extraordinar. Așteptăm baza 71, care de fiecare dată vine la noi la donare de sânge, sau prezentat și cei de la cluburile sportive Potaisa Turda. Avem pompierii lângă noi, avem compania de apă domeniu public Salina, am văzut reprezentanți de la garnizoane, deși ei sunt în aplicație astăzi. Suntem foarte bucuroși că numărul la această oră este foarte mare, impresionant. Vă mulțumim și mult succes pentru campaniile viitoare. Mulțumim și vă așteptăm de fiecare dată.